Clareta vrea să devină cofetăreasă. Pisicuța Clareta vinde fructe și legume la o tarabă frumoasă și colorată în piața satului pisicesc. Muncește mereu cu entuziasm și dimineața se trezește devreme ca să culeagă din grădină legume proaspete pe care apoi le va vinde la piață. Mai târziu ia bicicleta și trece pe la livada din Alvaro pentru a cumpăra fructe pe care le așează mereu cu mare grijă pe tarabă. Le este foarte dragă clienților, pentru că ei știu că fructele și legumele sale sunt cele mai bune din sat. Totuși, Clareta are un mare vis. Vrea să facă prăjituri în fiecare zi face torturi delicioase, biscuiți și fursecuri colorate pe care le oferă clienților săi ca să le guste. În câteva zile va fi ziua micului Marcolino, cel mai mic pisoi al doamnei pisicilă, dar petrecerea riscă să se transforme într-un adevărat dezastru. Lipsește tortul! Canolino, bucătarul, a făcut gripă, și stă la pat cu febră. Ce ne de ziua lui! exclamă doamna pisicilă, dar imediat își aduce aminte de delicioasele fursecuri pe care le-a gustat cu o zi înainte la taraba Claretei. Plină de speranță, dă fuga repede la ea și o roagă să-i pregătească tortul pentru aniversarea lui Marcolino. Clareta e fericită! Imediat alege fructele cele mai frumoase și mai colorate de pe tarabă, apoi cântărește și amestecă făina, untul, zahărul și ouăle, le bagă jumătate de oră la cuptor și iată, cea mai frumoasă tartă cu fructe din câte s-au văzut vreodată e deja gata și livrată la petrecerea lui Marcolino. Oaspeții admiră opera Claretei și, după ce gustă, aplaudă entuziasmați. Clareta este numită cea mai mare cofetăreasă pentru aniversări și e foarte fericită pentru că și-a îndeplinit visul.